Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi câteva cuvinte despre problemele care intră în viața noastră și cum, cum am putea să le rezolvăm, cum am putea noi să le depășim. Dragii mei, când avem de-a face cu încercări mari, cei mai mulți dintre noi, ne plângem de milă, încercăm să amânăm sau, sau să scăpăm într-un fel de confruntarea cu acea problemă. Sperăm ca alții să ne rezolve problema pentru noi. Puțin sunt, puțin, foarte puțin sunt cei care acceptă că a venit, a venit timpul pentru o nouă provocare și privesc această problemă față în față se confruntă cu ea cu curaj. Puțin sunt cei care acceptă. Asta e situația. Există o problemă și va trebui să o rezolvă. Așa ar trebui să ne spunem. Aceasta este o nouă luptă pe care trebuie să o duc și va trebui să trec din nou prin foc. Ia gândiți-vă voi! Soldații aceia profesioniști! Nu dau înapoi, deci când e vorba de luptă, se duc la luptă și luptă, nu încearcă să scape de ea, nu se dau răni, nu... Uh, ei, ei întotdeauna sunt pregătiți pentru luptă, că știu că asta, asta, asta trebuie să facă. Și atunci, atunci când a venit deci momentul pentru aceasta, deci ei au setat că trebuie să meargă la luptă. Ei, ei, când am zis, tată, deci ei sunt pregătiți la nivel mental și, bineînțeles, și la nivel fizic. Ei au un program, program foarte strict de pregătire și ei au un nivel de rezistență, au o anumită mentalitate, luptă pentru victorie, nu se pierd cu firea, nu intră în panică, nu se plâng că le este greu, nu cedează în fața primului obstacol e, așa ar trebui să gândim și noi pentru, pentru, pentru noi atunci când avem o, avem o provocare în viața noastră, că știți și voi viața, viața e plină de provocări în viață învingătorii au mentalitatea de învingători învingătorii oh, era să dau cristalul jos Uh, uh, știu că vor fi momente în viață când se vor confrunta cu, cu, diverse obstacole, cu diverse încercări. Încercări dificile sunt și sunt pregătiți pentru încercările respective și îndură, îndură cu dărzenie ceea ce au de durat, practic strâng din dinți, atunci când trec prin acele perioade dificile. Ei atunci abordează totul, vedeți, Totul cu mentalitatea pot să fac față acestei provocări, o să-i fac față. Deci au această, această, această mentalitate pozitivă. Dar. Lumea, lumea în care trăim încearcă să ne facă, să avem o mentalitate de de genul ăsta. Nu pot face asta. Nu pot rezista, e prea mult pentru mine. De ce mi s-a întâmplat, oh, mai mie treaba asta? Mm? Știți, v-am dat cazul dinainte cu soldații profesioniști, știți cum sunt. Uh... Mai ales acei care sunt parașutați într-o pădure, dar trebuie să se descurce cu ce, se, cu ce găsesc la fața locului. Folosind pietre, folosind crești, folosind insecte, folosind orice, orice alte lucruri la de mână uh, pentru, pentru a supraviețui, da? Așa, dragii mei și învingătorii, folosesc tot ce au la dispoziție în situația, în situația dată. Indiferent cât este ea de dificilă pentru, pentru a o răzbate, pentru a ieși din această situație. Ei știu că le ține spatele Dumnezeu și au încredere în el, că le va furniza resursele a face față situației respective. Ei. Ei nu sunt singuri în această situație de criză și că Dumnezeu există întotdeauna lângă ei. Și Dumnezeu le spun atunci, mergi înainte, poți face față, o să ieși, o să ieși din asta. Dragii mei, dacă Vreunul dintre voi trece printr-o astfel de încercare uh, dificilă. Dacă uh, uh, vreunul dintre voi se simte la capătul puterilor, că nu reușește să, fac, uh, să facă față, vă spun: rezistați. Treceți printr-o luptă personală care are un rost și. Nu e mai mult decât puteți duce, da? Se spune că și Dumnezeu îți dă mai mult decât poți duce tu. Așa că Dumnezeu este alături de voi și veți avea răbdare, veți ieși la lumină din, din, din tunelul acela în care vă aflați. Stați conectați! la Dumnezeu și vă asigur că veți răzbate. Acesta este materialul nostru de astăzi, îmi iau la revedere de la voi. Vă, vă mulțumesc pentru aprecierile voastre. Pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook Gabriela Irinca, pe pagina mea, iar pagina mea, pe canalul meu de YouTube. Gabriela Ilinca Aront, Gabi Gabriela Viața, pe blogurile me mele personale Viața, Reiki Usui, uh, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri și, dragii mei, mesaje dincolo de viață. Mi-au la revedere de la voi cu fraza mea, dragii mei, dragii mei, dragi, vă transmit din suflet, Lumina și iubire. Pe curând, vă sărut!